Dacă ne ducem spre trecut, o să observăm că cu cât mergem mai mult în trecut, cu atât o să descoperim o înțelepciune care îl lega pe om de lumile spirituale, de lumile divine. Extrema pe care a trăit omul imediat după cădere a fost că lumea spirituală există, iar lumea exterioară, lumea materială, lumea materiei a fi mare iluzie. Și toate eforturile omului din trecut mergeau în această direcție, tot spre trecut, ca să regăsească, să regăsească o vârșie pierdută. Toată această înțelepciune cu timpul a început să se stopeze. Omul trebuia să coboare. De ce trebuia să coboare? Care era? Ce era înainte de venirea lui Hristos? Era înțelepciunea și era legea. Înțelepciunea a început, până la urmă, să se combine cu patimile omenești. Atunci când omul trăia în legătură cu Dumnezeu și era în Dumnezeu, când Dumnezeu era în om și omul era în Dumnezeu, atunci totul era alb. Calul era alb. Nu era nicio tensiune, totul era frumos. A trăi în lumină înseamnă a trăi fără taine, fără tensiuni. Totul e bucurie în lumină. Totul era în armonie. Materialismul este un spirit care patronează lumea, care îl face pe om să uite toată înțelepciunea trecutului, îl rupe de cele spirituale și îl unește cu propria lui descompunere, cu propria lui moarte. Și timpul dramatic în care îl trăim este în care inteligența a renunțat la înțelepciune, a renunțat la căutarea adevărului, a renunțat la moralitate și spune: toate sunt relative, n-are niciun sens adevărul decât dacă e adevărul meu în detrimentul altora. Și atunci omul se poate pur și simplu autodistruge prin propria lui inteligență. Dacă lumea spune că a progresat, care este progresul moral de la praștie la pușca cu lunetă? Progresul exterior este evident. Dar progresul interior care este? Noi am coborât din supranatural în natural și acum am coborât în subnatural. Obiectele care ne înconjoară sau pe care le folosim sunt mai inteligente decât noi. Dar uităm mereu că toate obiectele din jurul nostru sunt gânduri întrupate. Și odată cu întruparea acestor gânduri ne-am devenit din ce în ce mai comozi, cel puțin din punct de vedere umplit. Judecăm prea mult și înțelegem prea puțin. De aceea ce face Linda astăzi este un gest, a spune eu, de risc geografic. Pentru că Linda vine dintr-o altă tradiție, din cea creștină, vine din tradiția iudaică, și n-a părăsit tradiția iudaică neînțelegând despre ce este vorba. Când îți părăsești tradiția proprie prin repulsie sau prin neasimilarea adevărului tradiției tale, înseamnă că, de fapt, gestul pe care l-ai făcut sau trecerea spre altceva este total greșit. Înțelepciunea nu putea mântui pe om. Legea nu putea mântui pe om. Era lege să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproapele tău. Dar atâta vreme cât era lege, omul nu putea să o împlinească. Cum să mă obligați să vă iubesc? Iubirea trebuie să vină liberă, de undeva dinăuntru. Și atunci a venit Hristos, a împlinit legea veche și a adus puterea iubirii la îndemâna omului. Aceasta o căutăm cu toții. Și aceasta a căutat-o Linda. Când a trecut și s-a încreștinat, vă dați seama prin ce criză a trecut acest om. Putea fi considerată trădătoare. Trădătoare unei mari tradiții,
pentru a intra într-o altă tradiție. Dacă eu, ca și creștin, prin faptul că m-am născut creștin, prin faptul că am fost botezat creștin, mă cred cumva superior hindusului, budistului, musulmanului sau iudeului, eu mă înșel dramatic pe mine însumi. Pentru că este una să fie Dumnezeu superior altor Dumnezei, sau eu, ca om, să mă consider superior altor oameni. În viața mea, în biografia mea, am descoperit foarte mulți oameni superiori mie, care erau din alte credințe. Și am ajuns la concluzia că eu, ca preot ortodox, dacă vreau cât de cât să înțeleg ortodoxia, ca ceea ce este ea, într-adevăr, este bucurie, nu doar suferință și nevoință, este ceva care nu luptă împotriva a altceva, ci este ceva care îmbrățișează. Pentru asta a trebuit să fac un efort și să îl fac în continuare până când o să mor, să încalc în picioare egoismul individual, egoismul masculin, că sunt bărbat, egoismul familial, egoismul confesional, egoismul național, egoismul de rasă, și doar atunci, cât de când, după ce depășesc toate astea, inclusiv egoismul conceptelor pe care le am, doar atunci, în sfârșit, o să înțeleg ce a avut Hristos. Că El a luat prin jertfa Lui întreaga omenire în brațe, nu numai pe unii. Dacă veți privi portretele pe care Linda le-a făcut, o să vedeți că nu numai că exprimă o anumită vârstă, o anumită maturitate a omului care merge pe o cale precisă, spre sapul, ci exprimă trei direcții. O direcție este în jos, o direcție este pe orizontală și o direcție este în sus. Asta trebuie să ne le însușim. De ce? Pentru că dacă mă uit în jos, mă uit spre locul în care se va împlini primul blestem pe care Dumnezeu l-a dat după cădere. Țărână ești și în țărână te vei întoarce. Într-o zi această formă se va face praf, iar eu mă voi duce cu toate ale trupului meu în adâncurile Pământului. Acolo, în adâncurile Pământului, pe direcția forței gravitaționale, știința spune că este forță gravitațională. Religia spune că este maximul de egoism. Spiritul morții care ne trage spre adâncul. Dacă privesc pe orizontală, o să înțeleg ceea ce face cel mai mare preot al neamului omenesc, soarele, în fiecare zi. Face utrenia, adică slujba de dimineață, face liturghia și face vecernia. Și apoi, când se face miezonoptica, ar trebui să descoperim lumina de la miezul nopții. Când mă uit pe orizontale, trebuie să îmbrățișez tot ceea ce îmbrățișează lumina. Dacă sufletul meu se uită doar în jos, mă închid în durerea mea. Mă închid în iadul meu, unde, dacă nu va coborî și Dumnezeu, nu voi fi salvat niciodată. Voi fi doar un simplu pământean. Uitându-mă la orizont, descoper că am o lume întreagă de cunoscut. Și atunci îmi dau seama ce spunea poetul. Pe oameni îi iubești dacă îi cunoști. Câtă vreme nu vă cunosc, încă nu vă știu iubi. Dar pe Dumnezeu trebuie să-L iubești ca să-L cunoști. Prin urmare, credința este o încredere care nu poate fi alterată în ceva necunoscut, în ceva de dincolo de noi, în ceva superior nou. Și atunci privirea în sus este absolut firească. Ne uităm dincolo de constelații, dincolo de creația pe care Dumnezeu a făcut-o, pentru că numai în felul ăsta vom fi salvați din propria noastră creație. Am ajuns să considerăm creația noastră mai importantă decât creația lui Dumnezeu, uitând că noi înșine suntem creații. Tot ce este în mine este dar.
de la inteligență până la darul vorbirii. Și atunci, dacă e să vorbesc despre celelalte lucrări care sunt unice, oricum este unic, nimic nu e canonic. Totul e artistic. Adevărul artistic poate decripta niște sensuri dincolo de închistarea în care noi, de multe ori, am zidit înțelesurile. Democrația este să ne dăm toți cu părerea. Dar când ajungi la adevăr, atunci faci ceva. Ori decizi să fii împotriva lui, ori decizi să scoți pălăria și să te supui lui. Și asta e cea mai frumoasă definiție pe care am auzit-o odată, smerenie. Să lași adevărul să devină biruitor în tine. Nu te poți smeri în absența unui adevăr. Tainele, cele șapte taine ale Bisericii, reprezentate atât de extraordinar de Linda, vorbesc de la sine. Gândiți-vă, uitați taina pocăinței. Un om care se chircește în propria lui durere, un om care îngenunchează, se unește cu pământul privind spre trecut. Nu există nicio bățoșenie în această poziție. Totul este umilință. Dar o umilință care te face să vezi că ai greșit șansele tale biografice. Că atunci când trebuia să faci un gest, ai făcut altul. Atunci când trebuia să spui un cuvânt, ai spus altul. Că ai ratat poate șansele vieții tale. Și numai trecând prin această căință, omul se poate schimba. Cum să mă schimb dacă nu regret nimic? Dacă cred că totul a fost bine în viața mea? Uitați-vă taina căsătoriei. Taina căsătoriei. Bărbatul și femeia stând unul în spatele cerului al forma crucii. Gândiți-vă, privind ca bărbat și ca femeie în direcții opuse, s-ar putea ca bărbatul să aibă lăuntric femeia și femeia să aibă lăuntric bărbatul. Și om androginul. Androginul trebuie căutat pentru ca noi și în înțelegerea noastră să depășim un anumit egoism și un conflict între noi. Deci vreau să îi mulțumesc Lindei pentru că mi-a făcut această onoare de a putea să vorbesc despre mărturisirea ei și mărturisirea ei este mult mai importantă decât cuvintele mele. Ea vorbește la sine.